Pentru al 12-lea an, autoritățile din Comuna Gârceni i-a adunat pe localnici, dar și pe cei plecați în lume, pentru a petrece câteva ore împreună la Ziua Comunei. La sărbătoarea câmpenească au participat și deputații PSD de Vaslui, Eduard Popica, Adrian Solomon, Irinel Stativă, precum și președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, însoțit de vicepreședintele Ciprian Trifan. Și în acest an, primarul Sorin Scutelnicu, sprijinit de mai multe firme, dar și de persoane fizice, a reușit să ofere momente frumoase, oamenii formând adevărate ore în curtea Căminului Cultural. Anul acesta este o ediție specială cu invitați deosebiți și am vrut să sărbătorim și noi într-un fel faptul că anul trecut nu am putut sărbători Ziua Comunei. Așa că anul acesta o să facem o zi mai specială. La dublu. La dublu. O zi la dublu, da. Dați-mi voie și eu să vă salut. Mă bucur că suntem într-un număr destul de mare, dar sperăm să mai ne adunăm. Da, ne mai adunăm, sigur. Sunt sigur de asta. Și înainte de toate, ce aș vrea să vă spun eu, dumneavoastră, că ne aflăm într-un mediu așa mai oficial, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că în septembrie 2020 m-ați votat pe mine și echipa de consiliere al Partidului Social Democrat și vreau să vă mulțumesc într-un mediu așa oficial, că după cum probabil știți, nu am prea avut ocazia atunci după alegeri, că era încantonat prin altă parte, pe la spital, cu nenorocitul ăsta de COVID, de care sunt sigur că o să scăpăm odată și odată. Încă o dată vă mulțumesc și să știți că eu și echipa mea care o am în spate, că totdeauna, să știți că în spatele unui om, nu e unul om, eu sunt cel care port steagul, dar în spatele meu este o echipă, să știți că o să încercăm să nu vă dezamăgim, și să știți că nu vă vom dezamăgi. De realizări, să știți că nu vreau să vorbesc astăzi, vrem să trecem repede, așa să ajungem la partea artistică, să puteți dansa. Realizările, eu zic că se văd cu ochiul liber. Ce vreau eu să vă spun, să știți că la orice eveniment de așa natură, știți și dumneavoastră, trebuiesc bani, bănișori. Noi, pe lângă banii care avem de la Consiliul Local, să știți că avem parte de doi sponsori. Un sponsor principal, SECE, Societatea Comercială Via Construtier SRL, prin domnul director Ioan Ciomaga, dumnealui nu este prezent la noi, este prezent doamna inginer Bunescu, căreia îi mulțumim, să-i transmitem mulțumirile noastre domnului Ciomaga și SECE Via Construtier, e firma care au făcut acești kilometri buni de asfalt în Comuna Gârceni. Și îi mai așteptăm să mai lucreze la noi și să ne mai sponsorizeze. Deci îi mai așteptăm și ca sponsori. Al doilea sponsor care îl avem e SECE Plantagro.com SRL, prin administrator Nechifor Constantin și care e prietenul meu de o viață, medic veterinar ca și mine, și prin Șerban Dan, cel de-al doilea administrator. Și dumnealor le mulțumim, nu sunt prezenți, poate ori veni până la sfârșitul programului. Ne bucură foarte mult prezența în mijlocul nostru, să știți, al domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, al domnului, și să știți, Consiliul Județean, cu ajutorul căruia am desfășurat această activitate, pentru că dacă nu erau dumnealor cu o rectificare, nu cred că aveam suma necesară pentru a face acest eveniment. Încă o dată mulțumim. Este prezent, v-am spus, domnul vicepreședinte Trifan Ciprian. Îl așteptăm și pe domnul președinte Dumitru Buzatu. De asemenea, în mijlocul nostru îl avem pe domnul deputat Adrian Solomon, pe domnul deputat Eduard Popica și domnul Stativă. Să știți că nu prea văd așa în mulțime.
Mai însuflă, domnișoara, pe cine mai vedeți, mai spuneți-mi. Ne bucură prezența doamnei Mocanu, directoarea muzeului, domnii primari, colegi primari, primarul de la Băcești, primarul de la Lipovăț, un prieten de-ai noștri, trebuie să fie și primarul de la Pungești, nu știu, primarul de la Ivănești, cred că dacă lipsește să-l penalizez. Nu-l văd. Unde-i? Novac, Vasilică, nu-i pe aici? Ești penalizat pentru treaba asta, Vasilică. De asemenea, avem colaboratori care sunt aici printre noi. Aminteam doamna inginer reprezentanta SC Via Cons. Trebuie să mai vină un domn proiectant, Gimiga, să știți, care a făcut acest proiect minunat de asfalt. Îl așteptăm și pe dumnealor, noi îi așteptăm pe toți. Dacă am omis pe cineva, trebuie să mulțumim și presei, pentru că ei întotdeauna sunt alături de noi și promovează și lucrurile frumoase. Acum spuneam și de presa, am eu o vorbă, presa care ne presează. Mulțumim și presei, nu mai spun care, îi luăm așa grosomodo, vă mulțumim pentru prezență și vă așteptăm cu drag ori de câte ori în Comuna Gârceni. Eu sper să fie o sărbătoare în care să vă simțiți bine, să dansați, să mai beți și câte un șpriț, nu prea mult, știți dumneavoastră, câte puțin așa, petit, petit. Haideți, domnilor, bine ați venit. Dau cuvântul cine? Domnul deputat Adrian Solomon, să vă adreseze câteva cuvinte. Sărutmile, bună ziua tuturor. Sunt convins că în soarele astea numai de discursuri n-aveți neastră chef. Mulțumim domnului primar pentru invitație. Îl felicităm pentru tot ceea ce face împreună cu dumneavoastră în Comuna Gârceni. Sunt lucruri extraordinare pe care le vezi numai mergând pe drum, dar sunt convins că dumneavoastră, cei care locuiți de atâția ani aici, aveți o imagine mai completă a ceea ce face primăria, Consiliul Local în comună pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră. Vă dorim o sărbătoare frumoasă și să ne vedem sănătoși și la anul, fără niciun fel de restricții, sper, să treacă toate aceste momente sanitare mai delicate pentru noi și să fim cu toții sănătoși și bucuroși la anul. La mulți ani încă o dată Comunei Gârceni și mult succes și spor în muncă, domnule primar. Mulțumim mult, domnul deputat, mulțumim pentru prezență. Domnul vicepreședinte. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație, să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie și împreună să continuăm să facem ce am început în această comună. La mulți ani și distracție plăcută! Mulțumim și facem asfaltul spre Slobozia, nu? Asta, da. Domnul deputat Popica, să știți că dumnealui a copilărit pe aici, pe la Gârceni. Dacă țineți mulți dumneavoastră minte, pe doamna educatoare îi spuneam Lulu, mătușa dumnealui, și venea în vacanțe pe la bloc, pe acolo, pe undeva, nu, domnul deputat? Da, chiar la etajul 1. Așa, la etajul 1, unde stă acum domnul Liviu. Exact. Stimați locuitori ai Comunei Gârceni, vă mulțumesc mult pentru invitație, vă salut pe fiecare în parte. Ca în fiecare an, cu excepția anului trecut, pentru că am avut problemele, evenimentele sanitare care au fost, am fost prezent alături de dumneavoastră, pentru că mereu revin în comuna dumneavoastră cu inima deschisă și cu o bucurie așa aparte. Venind încoace, iată că mă gândeam dimineață, era o ploaie spre Bârlad atât de puternică și mi imaginam că acest eveniment anual se va amâna sau se va desfășura așa mai în condiții mai limitate, dar iată că la oamenii buni și vremea ține cu ei. Este frumos, este cald, trebuie să ne bucurăm atât de vreme cât și de faptul că putem ca în acest an să fim uniți și să ne regăsim cu toți în această sărbătoare frumoasă. Domnule primar, vreau să vă felicit pentru tot ce ați făcut în această comună, pentru că este vizibil că de la un an la altul această comună este într-o continuă dezvoltare, începând de la drumurile județene, locale și toate celelalte drumuri sătești. Sunt convins, așa cum a spus și dumneavoastră, că și drumul spre Slobozia se va face, astfel încât când vom sărbători
revelionul pe vechi la anul, să mergem pe asfalt. Da. Sunt sigur de acest lucru. Distracție plăcută tuturor și multă sănătate. Să ne auzim cu bine. Mulțumim, domnul deputat Popica. Domnul deputat Stativă, un alt prieten de al meu și de al nostru. Bună ziua tuturor. Bună ziua, dragi locuitori al comunii Gârceni. Mulțumesc, domnule primar, că ne-ați invitat. Cum așa cum ați spus, venim în comuna Gârceni de multă vreme și aș vrea, în primul rând, să felicit echipa care este în fruntea acestor realizări și aș vrea să încep cu domnul Scutelnicu, care e acolo în spate și care cred că ar trebui să fie aici lângă noi, fostul primar, care a început ceea ce înseamnă modernizarea comunei Gârceni, aș spune eu, la concurență cu multe alte comune din județul Vaslui, nu cu Hoceni, că e mai, cu ceva mai dezvoltată și ceva, pe un drum ceva mai purtat, și îl salut cu ocazia asta și pe domn primar de Hoceni. Aș vrea să vă spun că astăzi este o zi frumoasă în comuna dumneavoastră, de care mi-aduce și mi-aminte de copilărie și care cred că și pe dumneavoastră vă va marca acea zi a satului, acel hram al satului pe care îl sărbătorim cu toții, ne întâlnim cu familia, ne întâlnim cu cei dragi și iată, astăzi sărbătorim în marea familie pe care o conduce domnul primar. Aș vrea să-l felicit încă o dată, să felicit pentru că a realizat ceea ce a realizat în comuna, a continuat ceea ce a început fostul primar domnul Scutelnicu și continuă actualul primar domnul Scutelnicu și aveți o echipă extraordinară de care să fiți mândri și să știți că atât la Consiliul Județean cât și la Guvernul României, la Parlamentul României, îți prezenți permanent și ne bat la cap ce mai facem pentru comuna Gârceni, motiv pentru care, după cum vedeți, lucrurile au demarat și sunt cumva pe drumul cel bun, ar să vină asfaltul și la Slobozia și atunci o să ne asigură domnul vicepreședinte că în 2 săptămâni începe turnarea asfaltului, ceea ce este un lucru extraordinar. Eu merg la Slobozia de multă vreme, chiar de când ne-a chemat prima dată, acum cred că 20 ceva de ani, domnul Scutelnicu, și sunt prieteni de-ai mei și acolo, domnul Trifan, consilierul local de acolo, care ne ține în priză, ca să zic așa, când vine asfaltul, când vin investițiile la Slobozia, așa mai departe. Eu astăzi vreau să vă felicit, vreau să vă spun la mulți ani, vreau să vă urez distracție plăcută și să felicit încă o dată echipa care a adus la îndeplinirea acestei mari proiecte și aceste mari realizări. Eu vă mulțumesc și vă urez succes și distracție plăcută. De ziua comunei Gârceni, primarul Sorin Scutelnicu a ținut să evidențieze pe elevii din localitate care au obținut medii peste 9 în anul școlar trecut, dar și cuplurile care au împlinit în acest an 50 de ani de căsnicie. Dați-mi voie să o invit în scenă pe doamna director al Școlii Gimnaziale Gârceni, ca împreună să începem premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură și să știți, și asta vreau copiii cât mai aproape să mergem într-un ritm mai alert, aș dori, ca să ne încadrăm în timp. Atâta vreau să vă spun că spre, după cum știți, marea majoritate, eu an de an premiem copiii cu rezultate deosebite. Anul acesta, credeți-mă, am avut o surpriză. Haide, doamna director, lângă mine. Anul acesta am avut o surpriză plăcută. Dacă alți ani premiam 15, 20, 17, anul acesta premiem 34 de copii de gimnaziu 5-8 cu medii peste 9 și 17 copii de liceu cu medii peste 9. Deci este un număr, eu zic, considerabil și, pe cuvânt, eu mă bucur enorm de acest lucru. De toate, bună ziua și bine ați venit la sărbătoarea noastră, cea de-a 12-a ediție a zilei satului, a comunei Gârceni. Credeam că după 9 ani de directorat nu voi mai avea emoții, dar se pare că nu e așa. Emoții pentru că sunt în fața dumneavoastră, un public atât de numeros.
în fața atâtor personalități care au sosit să se bucure cu noi la sărbătoarea noastră. N-aș vrea să vă rețin foarte mult până voi chema copiii, nume, prenume, îi rog să vină toți cei cu medii peste 9, indiferent că sunt de la Gârceni sau Racova, aici aproape de scenă. Rezultatele acestor copii n-ar fi fost posibile dacă nu aveam educatoare, învățători, profesori dedicați meseriei, care să iubească copiii și care să facă tot ce este posibil ca ei să meargă pe drumul cărții, a luminii, a dezvoltării. De aceea le mulțumesc din inimă și sper că și anul școlar care bate la ușă să fie la fel de rodnic și dacă domnul primar menționa că cu ani în urmă erau mai puțini, anul acesta sunt mai mulți, să sperăm că la anul să fie și mai mulți copii cu medii peste 9. Așa că, pe scenă să urce. Deci, doamna director le va mâna diploma și eu un pliculeț cu o anumită sumă pe care aveți liber să o cheltuiți. Vă duceți repede la mașinuți sau ce-i pe acolo, da? Copiii vor fi chemați pe scenă în ordine alfabetică, indiferent că sunt din Gârceni sau Racova. Abaza Cătălin. Hai, tinere, hai. Repede. Ești mititel, trebuie să fii ca o zvârlugă. Vă rog frumos aplauze, că merită. Alexandru Codruț Ionuț. Hai, Codruț Ionuț, Alexandru. Noi. Alexandru Sorin. Hai, Sorinel, hai. Alexandru Sorin, finul meu, hai. Averescu Denis Alexandru. Da. Rămâneți pe scenă, măi, rămâneți pe scenă, da. Stați așa, haideți, aici, vină înapoi, abaza. Cine a fost? Averescu Denis Alexandru. Averescu Denis Alexandru. Nu-i? Ai, măi, frate. Păisan Mario Cristinel. Băisan Rebecca Andreea. Hai, Rebecca, hai. Beșleagă hai, Simona Maria Violeta. Hai, Simona. Ia uitați ce frumos îmbrăcată. Ia să știți că o să vă și încânte așa cu niște cântice populare. Poftim, Bivol, Simona. Ana Maria. Hai, Ana Maria. Să știți că ea e fotbalistă. Să știți, joacă fotbal... Mai ceva ca mine. Bogdan Sara Andreea. Noi? Hai. Bumbu Elias. Media cea mai mare în anul acesta la evaluare națională. Hai, Elias. Nu plic unul ei, îl păstrez. Bumbu Naomi. Hai frumoasă, hai! Mulțumesc! Caltea Estera! Plicu! Dacă nu vrei, nici îl dau, spune! Caltea Mari Carmen! Mulțumesc! Estera, poftim! Carp Dimitrie Teodor! Asta are două! Anu. Ciocan Carmen Mariana! Coman Denis Nicușor. Coman Marian. Hai, Marian, hai! Coman Măriuca Elena. Condurat Irina Florentina. Este frumoasă. Dădăi Denis Andrei. Lază Sidonia Denisa. Mon Denis Ionuț.
Nanău Anca Daniela. Chiar aplaudați-i că merită. Păi aplauzele sunt cam... Oatu Costina așa, Ilona. Oatu Diana Andreea. Scutelnicu Maria Miruna. Nu știu dacă o cunoaște domnul primar, dar face cunoștință acum. O cunosc, dar banii dau la mine în buzunare. Solomon Constantin. Ți-i dau ție? Poftim. Talpalaru Darius Andrei. Uitați, alt fotbalist. Talpalaru Nelu Vasilică. Talpalaru Robert Ionuț. Toplicianu Valentin spate, Sebastian. Mai înalt. Trifan Andreea. Trifan Elena Elisabeta. Așa, 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 așa. Oleg, păi da. Așa, a, da asta, nu? Hai. Ai stat până acum, n-ai aplaudat. Acum, la urmă... Da, acum să-i chemăm pe cei de liceu, ca să facem după asta o foto, să nu luați pensionarii, spre mie pensionarii. Da. Și acum cei care au terminat liceul și au medii peste 9, noi ne mândrim cu ei, că înseamnă că ceea ce am sădit în anii de școală la Gârceni, Racova, a prins bine și ei s-au ținut de cuvânt, de învățat și au ajuns să aibă rezultate frumoase și la liceu. Alexandru Ana Maria. Angel Diana Elena. Bivol Carmen. Dacă nu-i dai bani. Îi dai, sigur? Nu, vezi ce ți-am dat. Că nu ți-am dat bine. Asta e Bivol Carmen. E lui Diana aia. Angel Diana Elena. Unde-i Diana? Stăți. Și cine nu? Cine o vede? Alexandru Ana Maria. Păi n-a urcat? N-a fost? Alexandru Ana Maria. Puneți-o acolo atunci. Deci asta e lui Bivol Carmen. Bonciu Cosmin Iulian. Brut Larisa Florentina. Carp Georgiana Maria Elena. Felicitări. Cercel Alexandra. Ciobanu Bianca Gina. Ciobanu Lăcrămioara. Gabără Gheorghiță Daniel. Mon Oana Ancuța. Așa, Ancuța, așa. Onofrei Roxana Dana. Popa Iuliana. Popa Răzvan Ionuț. Simionică Simina Ștefania. Xenofon Marian Viorel. Și Xenofon Paraschiva Maria. Felicitări tuturor celor care au terminat clasa a 12-a. Știu foarte bine că sunt și absolvenți ai unor instituții de studii superioare, le urez succes în continuare, iar celorlalți, la anul să fie tot pe scena aceasta, plus cât mai mulți. Eu știți ce-mi doresc la anul? Să fie așa de mulți încât
Sunt cam mulți acum anuncat pe scenă. Eu o să fiu nevoit să măresc scena. Corect. Eu așa mi-aș dori, da? Corect. Felicitări încă o dată. Aplauzele dumneavoastră că merită. Vă rog așa mai, măcar la urmă, așa puțin să-i stimulăm cu niște aplauze. Și haideți să facem o fotografie. Să trecem aici în spate eu, să mă văd. Putem să facem o fotografie așa? Hai, poți? Cât de cât? Gata, mulțumim. Continuăm cu premierea persoanelor care împlinesc 50 de ani de căsătorie. După cum știți, anul trecut, ne desfășurându-se acest eveniment, anul acesta premiem 2 ani. Și îi rog frumos, haideți să vă spun ce le-am scris noi pe această diplomă. Stimată familie, la ceas semicentenar de împlinirea uniunii dumneavoastră conjugale, gândul nostru se îndreaptă către noblețea actului de toleranță de care ați dat dovadă, reușind cu blândețe și cumpătare să redescoperiți împreună cu jumătatea dumneavoastră taina iubirii aproapelui, pentru ca traiul împreună cu cel drag să vă fie reazem în înaintarea dumneavoastră prin viață, chiar dacă uneori rănile dragostei s-au vindecat mai greu. Este un drum de Golgotă pe care ați știut să-l ridicați, ținându-vă de mână și onorând promisiunea făcută acum 50 de ani în fața Sfântului Altar, aceea de a vă ajuta împreună și la bine și la rău. Pentru că ați știut să treceți prin viață cu toate bucuriile și necazurile zilnice și pentru că o comuniune a două destine reprezintă o întruchipare a înțelepciunii și a toleranței, vă dorim ca nunta dumneavoastră de aur să vă strălucească pe mai departe casa și să nu uitați că pe frumoasele sentimente de iubire ale aproapelui nu are cum să mai plouă vreodată cu nouri negri. La mulți ani vouă și căminului pe care l-ați construit împreună. Îmi face deosebită plăcere să invit în scenă pe familia Bazan, Ștefan și Tinca. Hai, nea Ștefan! Deci, familia Bazan, Ștefan și Tinca, aplaudați-vă, rog frumos! Ia uitați-vă ce tineri și frumoși sunt! Cine ia diploma, cine ia banii? Deci, nea Ștefan, banii, gata! Gata, banii la nea Ștefan! Ștefan, stați aici și nu plecați, dați așa. Cazacul Gheorghe și Despina. Aici este o problemă, o să vină doar tanti Despina, nea Gheorghe are o problemă de sănătate și o să ia tanti Despina și diploma și banii. Hai tanti Despina, hai, ușor, ușor. Felicitări! Mâță Gheorghe și Valentina. Hai, nea Gheorghe! Aplaudați, aplaudați! Aoleu, ce zgârciți sunteți cu aplauzele! Aoleu, când împlinesc eu 50 de ani de căsătorie, dacă nu mă aplaudă, aoleu, așa... Nu? Când împlinim, trebuie să ne aplaude. Felicitări! La mulți ani! Moroșanu Constantin și Elena. Nu sunt? Dăm deoparte diploma. Și bănuții. Purcariu Ion și Anica. Hai, nea Ion! Haideți! Hai, Dante, haideți! Așa e la tinerețe, te miști mai greu puțin.
Da? Stați așa să vă ajut eu. Nu, bătrânețe, haine ușoare, nu există. Un om hotărât, aplaudați-l, banii la soție. Adevărul că cel mai bine banii stau la soție, să știți, asta este. Casierul, da, asta e. Și pe la mine, ca să fiu sincer, și la mine e tot așa, da? Haideți aici, vă rog frumos. Neion. Vă faceți dumneavoastră, n-am știut. Tezlarul Grigore și Adela. Nea Grigore? Hai, Nea Grigore, încetişor. Auzi. Nu ești hodorog, Nea Grigore, stai liniștit. E invidios pe matale. E invidios, sunt sigur de asta. Așa, ce n-ar vrea el să fie așa hodorog ca matale? Vino încoace, lasă. Lasă să vorbească, matale. Banii cui, diploma? Amândouă la matale, da? Da? Și în buzunar, bagă în buzunar. Haideți acolo. Și ar mai fi o familie, nu știu, Gabăr, Gheorghe și Elena, între timp, ei au împlinit anul trecut 50 de ani de căsătorie, între timp Gheorghe a decedat, dacă este aici... Că împlinind anul trecut, trebuie să-i sărbătorim. Nu știu dacă este aici venită, nu este. Noi punem diploma aici. El e Cristian Lea Vântu. Ia și bănișorii. Deci două vezi așa. Încă o dată vă rog frumos să-i aplaudați, că merită. Și să dea Dumnezeu să le călcăm pe urme cât mai mulți. Haideți să fac și eu o fotografie. Vă mulțumim mult, la mulți ani încă o dată și multă sănătate. Și nu v-am uitat și nu vă vom uita niciodată, pentru că nu putem să ne uităm trecutul. Și vă aștept la dans, da? Să încingem o horă. Deci fiți atent, că eu... Nu, vedem noi pe parcurs, dar fiți atent că eu fac inventarul și poate nu dansăm o horă. Bun, deci nu cumva să plecați acasă. Da? Dania Grigore? Da? Să dea Dumnezeu să vă ajung din urmă. Doamne ajută! Ziua Comunei Gârceni a mai cuprins un spectacol artistic cu artiști locali, dar și invitați speciali. Ziua Comunei a fost dintotdeauna o sărbătoare specială, cel puțin pentru mine, pe care o așteptam cu nerăbdare în fiecare an. Și, bineînțeles, pe parcursul anilor, am început să o privesc altfel, pentru că sentimentele mele de copil erau și sunt diferite de cele pe care le am acum, ca și aproape adolescentă. Oricum ar fi, oricât de repede ar trece timpul, ziua comunei e ziua în care noi trebuie să fim împreună și să zâmbim, așa că zâmbiți. Sper să vă placă. Of trouble, mother may.
let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in a world agree, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. And let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine on until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, and let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Fată verde cu părul pădure, fată verde cu părul pădure, simți cum privirea lor vrea să te fure. Noaptea-n ei te seie zburători ca să vie, noaptea-n ei te seie, nimeni urma să-l știe. Fată verde, ei te sărută cu privirea lor cea mută. Ochii negri, ochi de țigani, noaptea-n ei te seie zburători ca să fie. Noaptea-n ei te seie, nimeni urma să-l știe. Umezi sunt de dor și-ar lor viți plin de zbor. Noaptea ei se scaldă în sclipiri ca de salvă, în sclipiri de salvă. Fată verde cu părul pădure, fată verde cu părul pădure,
să te fure, noaptea în ei ce se ie, zburători ca să fie, noaptea în ei ce se ie, nimeni urma să știe. Sometimes I believe, at times I wish I know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish I know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. About the show, we're all playing the same game, laying down alone. We are now unknown, special and a clone. Hate will make you cautious, love will make you glow. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in the stories, it's written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, oh, we have it all. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in the stories, it's written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? 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 Thank you.
Așa și iar așa, frunze verde de gutul, ia să facă timp astăi. Alcansat ca mine, nu e ea, ca așa și iar așa. Nu-s mântuță, dar drăguță, și la joacă-s harnicuță. Și-mi stai când e țărancuță, dar dridridridridrida. Mântuță, drăguță, și la joacă-s harnicuță. Și-mi stai când e țărancuță, dar dridridridridrida. Hai, hai, la nu pe unul pe munte, măi dridridridridridrida. Că vin toate din mânte, măi dridridridridridrida. Uriță, măi încălși. Ai și bătăni, măi, pe limbă! Nii mama nu mi-a zis, nici de porcă, nici de pus, numai de sarit în sus, ia ca așa și iar așa. Nii mama nu mi-a zis, nici de porcă, nici de pus, numai de sarit în sus, ia ca așa și iar așa. M-a făcut mama lumea, dragă la toată lumea, m-a făcut mama la șură și stare bună de gură. M-a făcut mama lumea, dragă la toată lumea, m-a făcut mama la șură și stare bună de gură. Hai, hai, ascultă bătiți în ghinii, dri-dri-dri-dri-dri-dri-na, nu o timpul ne rău cu mine, dri-dri-dri-dri-dri-dri-da. Ui, dar tu te-ai furtuca, ui, ia fi vai de cherea ta, mă! Dar-i-s mândră când mă învârți cu o flacă-i șepe de rând. Și când te uiți și-l cântând, ia ca-șa și iar așa. Dar-i-s mândră când mă învârți cu o flacă-i șepe de rând. Și când te uiți și cântând, ia ca-șa și iar așa. Joacă-mă, băieții, hai, că să uită tătră noi. La pământ și la budelii, cu fusta, cu catipei. Joacă-mă, băieții, hai, că să uită tătră noi. La pământ și la budelii, cu fusta, cu catipei. Hai, hai, și nu joacă lângă noi, mai tre. Dar crească-i cornică la poimă, dri-dri-dri-dri-dri-dri, dar și omul e ca la măgar. Ui, și oare e ca la țințar, mă! Vreau să mă vad din așa, că nu știu cine a lucrat, dar știu cine a jucat, ia ca așa și iar așa. Bari, hăi, nu te uita, că nu știu cine a lucrat, dar știu cine a cânta, ia ca așa și iar așa. Vreme e că să mă învăț și să cost așa să țăs. Și vreau trei cămiești să-l împorți întreg la ieși. Vreme e încă să mă învăț și să costa și să țas. Ți-ai fost și vreau trei cămiești să-l împorți întreg la ieși. Hai, hai, nu-mi căta pa de pișine. Dri, 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 dacă am să șup și vă spunină. Dri, 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 dacă eu sneam de vas lui Ion. Ui, tirezăște lui Ștefan, mă, că eu sfate din vas lui. Ui, eu dansat ca mine, ui, op, op și nu-mi așa.
Vas nu eu și bala la 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 la.
la 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 la. Se joc și eu cora mari. Dragi sunt straiu și vorba de la mine din Moldova. Și spune dragă mama mea, care e ca mine ciuca măi. Și drag cu drumul frunzit, cu frumos te uit, măi! Eu îți neam de basmul iancă, la-la-la-la. Nu vreau nimeni să mă le treacă, nici la joc și nici la treabă, la-la-la-la. Și vreau la toți să fiu dragul. Unde aud hora sunând, vin și-ncioc cu drag mă prindă, măi. Lângă tineri și bătrâni, să-mpărtim hora de mâini, măi. Împărtim hora frumoasă și toată lumea-i voioasă, măi. Iară verde frunză năvii, la-la-i-la-i-la. Să jucăm cu bucurii, că nimeni nu poate ști, măi, la-la-i-la-i-la. Joc în sat când ar mai fi, măi. Tanta la optin că-i sus, roata merge, parcă-i fus, măi. Eu fudulesc că mă năvârt, lângă neamul meu și cânt, măi. Scriparul și toma sună, hai, jucați cu voie bună, măi. Că-i horă din bătrâni, cei se joacă la vas, voi să nu uităm oameni buni. Ascultă-mă lume bine, dri-dri-dri-dri-dam, ca moldovean, ca nu-i nimeni, dri-dri-dri-dam. Are inimioară bună, dri-dri-dri-dri-dam, aprigă-i bună, dri-bună, dri-dri-dri-dam. E harnică-i ziua la muncă, dri-dri-dri-dri-dri-dam, când iubește nu se încurcă, dri-dri-dri-dri-dam. Dar te ferească Dumnezeu, dri-dri-dri-dri-dri-dam, mi vorbești neamul de rău, dri-dri-dri-dri-dam. Domnul că spune caia nu e a ta lume. Ram dri 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 dam, ram dri 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 dam, ram dri 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 dam, ram dri 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 dam. Zăi, șașa, ca stai mult, domnul că ne-am mai. Moldoven ce liniști tu poate. Și pe mâni, ridi-ridi-dam. Uite cine-i sus din fire, ridi-ridi-ridi-dam. Măi galeșul la iubire, ridi-ridi-ridi-da. Șuu! Voi pe cine alegeți? Moldovean ca nu vedeți! Ram ridi-ridi-ridi-ridi-dam, ram ridi-ridi-ridi-dam, ram ridi-ridi-ridi-ridi-dam, ram ridi-ridi-ridi-dam. Cu salvi grele, dri-dri-dri-dri-dri-da. Și cu banii la soltele, dri-dri-dri-dri-dam. Am vedea pe
cine alegeți? Moldova, ca nu vedeți. Ram dre 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 ram dre 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 dam ram dre 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 ram dre 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 dam. Hai, șoșo. Asta e bun, dam 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 mai. Hop, șo. Dobro gente liga de joacă bine, dri-dri-dri-dri-dam. Noi ne jucăm horile, dri-dri-dri-dri-dri-da. Și noi ne dăm gurile, dri-dri-dri-dri-dam. Hona ce-l îndobinească, dri-dri-dri-dri-dri-da. Cine vrea s-o învârtească, dri-dri-dri-dri-dam. Dau întecii basarabence, dri-dri-dri-dri-dri-da. Gândesc toate și-o-mi petrece, dri-dri-dri-dri-da. Și voi la joc, pe cine ați luat? Noi cu toate om juca. Ram, dri-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 dri